Un alt cartier din municipiul Drobeta-Turnu Severin a fost reabilitat și modernizat. Este vorba despre cartierul Crihala Nord, unde a fost construit un parc de joacă modern, dar și sute de locuri de parcare, care urmează să fie atribuite cetățenilor. Domn administrator, dăm și parcările din zona dumneavoastră, e vorba de peste 270 de locuri de parcare. Bineînțeles, vine ca o completare, având și loc de joacă și o zonă foarte frumos amenajată, bineînțeles, mai este loc de mai bine. Să sperăm că am venit în sprijinul cetățenilor și vor fi mulțumiți că vor găsi acel loc. Sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr, a fost un efort deosebit și lumea e mulțumită, practic, din partea autorităților locale. Acum când am venit cu parcarea, ați văzut, am reparat și unde era. Și mai cu seamă v-ați făcut un gest lucru cu jocul de copii. Cu locul de joacă, da. Jocul de lor. Alte două parcări din municipiul Drobeta-Turnu Severin au fost reabilitate. Este vorba despre parcările numărul 150 și 151 din cartierul Crihala Nord, unde au fost create peste 270 de locuri, fiindcă a fost trasat marcajul rutier. Cetățenii își pot depune documentația la primărie pentru ocuparea unui loc de parcare. Este vorba de 272 de locuri de parcare împărțite în două parcări, parcarea 150 și 151. În această zonă a trebuit să mai intervenim cu mici reparații în zona carosabilului, dar în rest cetățenii din zonă au solicitat să aibă garanția după orele 16 că își găsesc un loc de parcare și începând de luni, timp de două săptămâni, se depun documentațiile pentru aceste două parcări. După aceea va fi efectiv analiza dosarelor și licitațiile pentru cele două parcări. În contextul în care cu prioritate va fi primul loc de parcare la fiecare familie în parte, eu cred că toți vor avea această posibilitate și vor primi un loc de parcare. În limita în care vor rămâne locuri de parcare disponibile, abia atunci se va onora a doua, a treia mașină pentru fiecare locație. La fel ca în celelalte zone ale orașului și în cartierul Crihala Nord, au fost aduse îmbunătățiri. Străzile au fost asfaltate, s-au creat locuri de parcare și s-a construit un loc de joacă ultramodern. De asemenea, spațiile verzi au fost amenajate, întrucât localnicii să aibă condiții mai bune de trai. Iată că acum, după realizarea acestui parculeț de copii, e arhiplin. Deci, practic, toată lumea e mulțumită la ora actuală. Din faptul că cartierul e plin de nepoți, de copii care necesită o recreere, necesită o ambianță plăcută, mamele copiilor, părinții copiilor, deci toată lumea e mulțumită. Cel mai important obiectiv pentru edilul Marius Creciu rămâne creșterea calității vieții pentru toți severinenii, indiferent de zona în care locuiesc, astfel că toate proiectele urmăresc să genereze un impact pozitiv la scara întregului oraș.